Bine, v-am regăsit. E duminică seară și aceasta nu este continuarea seminarului despre canonicitatea Bibliei, titlul pe care mi l-a propus Adrian. Însă îl țin în stilul meu, bineînțeles, și cred că Adrian este surprins. Voi continua, probabil mâine seară la studio, voi înregistra următoarea prezentare din seminarul Sola Scriptura cu semnul întrebării. În această seară avem un webcam talk, ca să spun așa, și aș vrea să comentez scurt câteva știri, să răspund la câteva întrebări, are și pe scurt. În sfârșit, totdeauna weekendul este mai ocupat pentru mine, nu este de mirare. Ieri seara am avut o întâlnire foarte fructuoasă, foarte plăcută cu un grup de tineri, avem și un fel de amicus aici. Studenți sau absolvenți de college sau pur și simplu tineri adulți. Tema a fost dacă este necesar ca religia să se deschidă la teoria evoluției. Nu dacă trebuie noi ca indivizi să acceptăm teoria evoluției și să renunțăm la religie, ci dacă este necesar pentru religie și pentru bisericile evanghelice, conservatoare, pentru biserica adventistă, în particular, să accepte teoria evoluției ca o strategie de supraviețuire, deci din motive pur pragmatice. A fost o discuție interesantă. Peste 2 săptămâni vom avea o altă discuție, relația între drepturile individului și drepturile religioase de grup, care se pare că nu numai că au corodat foarte mult spațiu public în ultimul timp, dar sunt o amenințare la drepturile individuale. Peste 2 săptămâni vom avea această discuție. Dacă sunteți interesați, o voi înregistra și o voi pune pe vector, nu pe Oxygen, care sunt blog personal, dar voi pune pe vector. Sâmbătă dimineața, de obicei sâmbătă dimineața am 2 prezentări la Chicago. Dimineața avem o oră de discuții, cum era de rugăciune tradițională, nu este o oră de discuții. Am discutat despre dialectica teologiei lui William Miller, întrucât studiul la SS, îmi place să spun așa, era a doua venire și în octombrie aniversăm iarăși Marea Dezamăgire la 20 de octombrie. Când spun dialectica millerismului, înțeleg că Miller nu a afirmat doar ceva, ci a negat ceva. Înainte ca să afirme și apoi în dezvoltarea ulterioară a gândirii adventiste, a fost negată teza lui Miller și a fost propusă o altă teză, care era fost negată și altă teză și așa mai departe. Și în ce măsură aceasta poate fi un proces dialectic? În discuția noastră am ajuns la o concluzie care n-a venit de la mine, a venit și de la alții, anume că la ora actuală această dialectică este înghețată din cauza că nu ai voie să aduci o negație sau nu ai voie să pui anumite întrebări. Și asta se face ca spirala să înghețe și să fie un regres. Ceva am observat chiar că pe vremea comunismului în România exista mai multă dezbatere decât după căderea comunismului, când oarecum era legitim o subterană în biserică și o contracultură în biserică. După căderea comunismului a venit această ideologie că această subterană nu mai este necesară și acum trăim într-o democrație și biserica este deschisă. Și urmarea a fost că controlul asupra individului în biserică a venit mai strict decât pe vremea comunismului, când exista o opoziție subterană. Acum nu există niciun fel de opoziție, deci niciun fel de antiteză. Probabil că vom înregistra pe viitor aceste discuții și le vom pune pe vector. La prânz am avut iarăși o prezentare despre a doua venire, care va apare cu siguranță pe Intercer. Unii au comentat o afirmație care am făcut-o la SS, anume dacă cumva putem gândi că a doua venire este o curbă asimptotică mai degrabă decât o secantă care intersectează planul istoriei sau linia istoriei, și Adi a sugerat că, deși n-a fost termenul geometric, ca orice inginer, e milă de noi, muritorii de rând, și preferă să evite acești termeni, dar ideea era de o curbă eliptică care intersectează în 2 locuri, dreapta. Ceea ce vreau să spun este că nu există întrebări interzise. Și unii au înțeles cumva o aluzie la Teilhard de Chardin,
care aș fi avut-o în mintea mea și cred că n-am înțeles greșit. Dar ideea rămâne discutabilă. Ceea ce vreau să spun este că atunci când am spus vorbit de o dialectică a milarismului, înțeleg că continuă un proces de negație și dublă negație și sinteze noi, care este inevitabil în orice proces de gândire și trebuie să meargă înainte. Am venit acasă, am răspuns la câteva întrebări pe oxigen și n-am răspuns destul. Vă lăsesc această ocazie să mai răspund la câteva. Am lucrat apoi la o carte. Lucrez la o carte numită Money Theism. Deci nu monoteism, ci money theism. Money în loc de mono. Money înseamnă bani, așa cum știm. Teza acestei cărți este că bisericile din timp nu o să se închine la bani. Și nu se închine la bani în sensul că sunt lacome după bani, ci realmente, implicit, în mod implicit, există dovezi clare, aduc argumente că există dovezi clare că realmente este o închinare la bani. Și am un capitol special despre zecime, în care voi discuta problema zecimii și voi arăta o anumită mutație care a avut loc. Benjamin Walter Benjamin spune că, de fapt, capitalismul nu este doar o expresie a eticii protestante, ci, dimpotrivă, protestantismul s-a transformat în capitalism. Și capitalismul este religie. Știam cu toți că comunismul e religie. Și, în mare măsură, bisericile au devenit comuniste sub comunism. Comunismul este o religie care se închină la colectivitate, care se supraordonează individului și asta a fost cultura noastră bisericească în comunism. Dar și capitalismul este o religie, nu numai comunismul este o religie. Capitalismul sunt două religii care s-au confruntat. Așa că, fiind capitalismul o religie, aceasta a afectat profund teologia bisericii și, în mod, teza mea este că biserica se închide în mod real la bani. Nu doar că există lacomie și egoism, ci există în mod real un concept, conceptul definit de Weber, că banul este, de fapt, un semn vizibil al Harului, așa cum sunt sacramentele în Evul Mediu. Banul este considerat un semn vizibil al Harului și zecimea mai ales, și mai ales ritualul strângerii zecimii arată acest lucru. Dar sper că voi termina această carte cam în 2 sau 3 săptămâni, 4 luni de zile, de bine timp să lucrez. Oricum, azi dimineața m-am suflat destul de obosit după 2-3 ore de somn, insomni și am și lucrat noaptea, dar am un principiu foarte sănătos. Duminica, dedic duminica exercițiului fizic. Nu mi-am primit niciodată un concediu de ani de zile, nici nu cred că vor primi unul foarte curând, dar mi-am primit luxul de a fi consecvent în exercițiu fizic și a fi aproape totdeauna membru unui club. Așa că azi dimineața am înotat, am jucat și ceva tenis, jocul cu mingea interzis la noi este foarte important că pentru creier, mai mult decât pentru trup, dar cert este că acum simt că sunt iarăși în formă, dopamina e la nivelul necesar, sinapsele și conexiunea din creier a fost reactivată și sper că am avut câteva noi. Așa că, în această seară, aș vrea să încep săptămâna. Vă doresc mai o săptămână bună. Nu vă întreb cum ați avut săptămâna aceasta, că nu puteți răspunde, dar aș vrea să comentez câteva știri și câteva întrebări care mi s-au pus, la care aș vrea să dau răspuns mai clar. Și cumva să pregătim terenul pentru următoarea emisiune despre Biblie. Aș vrea să încep cu o știre, cu niște știri, cu știri legate de științele vieții, care sunt pasionante și care se pare o problemă pentru noi astăzi. Un studiu din Edinburgh, al Universității din Edinburgh, despre dinozauri. Vine cu un concept, studiind cam 180 de specii dispărute de păsări și cam 150 de caractere. Studiind toată linia dezvoltării tetrapozilor. Tetrapozii, dacă țineți minte, sunt acei dinozauri din Jurassic Park, ca să zic așa, două picioare, mâncători de carne, foarte feroce, din toate dimensiunile, de la T-Rex la mici cât un curcan sau cât o găină. Dar cert este că toate aceste tetrapode, în ultimul timp s-a dovedit că aveau niște trăsături aviene,
Deci aveau pene, aveau aripi și aveau acel os în T al pieptului, care știm cu toți atunci când mâncăm piept de pui. Știm cum este acel de la gât, se împarte în două, se bifurcă pieptul păsării. Deci toți dinozauri aveau. Teza pe care o studiu și o demonstrează, zic eu, echipa de la Edinburgh, este aceea că aceste trăsături au de evoluat independent de zbor în dinozauri. Și ca atare, evoluând trăsăturile, au evoluat genere. Da? Acum știm cu toții că în fiecare generație există un proces de crossing over, nu mă refer la o mutație, la crossing over, prin care genul se rearanjează, se reciclează. Așa că matematica ne spune că în 150 de milioane de ani trebuia să se ajungă ca genele care fac o pasăre să fie împreună undeva. Și odată ce această combinație posibilă, s-a făcut ca la poker când ai o nacare de as sau, să zic asta, chiar e o chintă royală. A apărut prima pasăre primitivă. Dar din acest moment a fost un impuls extraordinar în evoluție, combinat cu selecția naturală. Și cu cât au scăzut mai mult dinozaurii în mărime și în greutate, ceea ce se pare că a fost o tendință din cauza împuținerii resurselor, în aceeași măsură a fost favorizată dezvoltarea păsării și a urmat evoluția păsării, care a fost o explozie în evoluție. Studiul spune că este o lună continuă, că nu poți să spui care a fost ultimul dinozaur și prima pasăre, că de fapt nici nu poți diferenția dinozaurii de păsări. Deci, hai să spun așa, creaționiștii au dreptate. Oamenii și-au încrucișat drumurile cu dinozauri. De câte ori intram la mama în curtea cu păsări înfoiată, să dau de mâncare la găini, aveam și câteva rațe foarte simpatice, îmi intersecteau drumurile cu dinozauri. Păsările sunt dinozauri. Și nu există nici un singur missing link, o singură verigă de legătură între dinozauri și păsări. Bineînțeles că păsările au avut ghiare la început, la aripi și au avut dinți și acum se mai nasc cu atavisme, ghiare, dinți. Au fost multe experimente, dinozauri cu patru aripi, dinozauri fulgi, etc., etc. Cert este că 150 de milioane de ani de experimente ale naturii a dus la prima pasăre și apoi a urmat, fiind o adaptare fantastică, zborul a urmat o diversificare rapidă în timp geologică, adică vorbim de circa 150 de milioane de ani. Dar ca să revin la ideea aceasta, aș vrea să mă refer la acest studiu pentru a discuta o problemă ridicată de intelligent design, conceptul de complexitate reductibilă. Și îți dau exemplu cușca de șoareci. O cușcă de șoareci, ni se spune, este un exemplu de complexitate reductibilă, pentru că dacă un singur element lipsește, cușca nu funcționează. Deci toate elementele trebuie să apară împreună pentru ca cușca să funcționeze. Ori aceasta falsifică presupusele Darwin, care spune dacă se va dovedi că există un singur organ sau un singur organism care nu poate evolua treptat, atunci teoria evoluției cade. Și conceptul inteligent design arată, sau încearcă să arate, că astfel de organisme sau astfel de organe există. Acum, cu ochiul nu mai merge pentru că avem o scară de organe de vedere de la simpla celulă sensibilă la lumină la ochiul omului și toate nivelele de complexitate se găsesc în lumea animală la o mutație distanță una de alta, ca să nu mai vorbesc de faptul că ochiul a fost reinventat de mai multe ori. Creierul la fel. Nu se poate vorbi de o complexitate reductibilă pentru că iarăși avem creiere pe scara animală, de la pește în sus, la toate nivelele de complexitate și, în ultima instanță, cel al omului nu este chiar atât de diferit de altor primate sau de altor mamifere. Dar există flagelul la bacterie și încă câteva lucruri. Dar hai să luăm chiar exemplu păsări, da? O pasăre nu poate fi pasăre dacă nu are toate elementele la un loc, dacă nu are scheletul specific al păsării cu osul în T și oasele goale, dacă nu are fulgi, dacă nu are aripi, dacă nu are formă aerodinamică și așa mai departe. Și cum puteau să evolueze
toate acestea, ideea este la ce folosesc aripi dacă nu poți zbura cu ele. Deci nu putea să fie o evoluție treptată a acestor caractere, că nu folosea la nimica. Ori vreau să mă duc la exemplu cuși de șoareci ca să comentez studiul de la Edinburgh. O cușcă de șoareci, ai văzut? Și cum ai văzut la cușca de șoareci? Noțiunea de capcană e veche. Din preistorie oamenii au făcut capcane. Și primul resort care elastic care se întinde și apoi își revine, a fost creanga de copac de care a fost legată o sfoară. Deci, ideea unui resort care să fie folosit la o capcană de animal, când animalul atinge capcana, resortul se declanșează. Există din preistorie și a fost o creangă de copac de care s-a agățat o liană și la capătul lianei este un laț sau ceva, animalul lovește și liana la gață și ridică. Deci există ideea și există noțiunea de resort. S-a dezvoltat însă independent mai multe lucruri. S-a dezvoltat metalurgia, s-a dezvoltat metalurgia sârmei, s-a dezvoltat ideea de cușcă independent și când s-a dezvoltat sârma sau metalul, s-a dezvoltat cușca de sârmă sau de metal, dacă vreți. S-a dezvoltat oțelul, independent de ideea de cușcă sau de capcană, și când s-a dezvoltat oțelul, s-a făcut primul arc de oțel și primul om mi-a venit ideea să înlocuiască creanga sau mai știu eu ce arc de metal cu un arc de oțel care să fie declanșat de un șoarece la atinge. Deci ce vreau să spun este că cine a inventat prima capcană cu un resort cu creangă? Nu s-a gândit la cușca de șoareci. Cine a inventat metalurgia nu s-a gândit la cușca de șoareci. Cine a inventat sârma nu s-a gândit la cușca de șoareci. Cine a inventat arcul de oțel nu s-a gândit la cușca de șoareci. Cine a inventat cârligul nu s-a gândit la cușca de șoareci. Toate acestea se gândea să prindă pești. Dar odată ce toate acestea s-au dezvoltat independent, pline de evoluție, pentru că în tehnologie există evoluție darwiniană. În ce sens? În sensul că cineva, din întâmplare, poate descoperă cum să facă, să zic, cum să facă o săgeată mai bună sau un vârf de suliță mai bun, tot încercând, descoperă. Și apoi descoperirea lui bate piața și se răspândește. Exact ca în natură, când întâmplător o anumită mutație sau o anumită configurație genetică creează o nouă trăsătură care este favorabilă supraviețuirii și aceasta se răspândește prin selecție naturală. Deci, cușca de șoareci a evoluat și când toate au fost gata, cineva le-a pus împreună. În același fel, toate aceste trăsături aviene au evoluat. Aripile nu au evoluat pentru zbor. Fulgii nu au evoluat pentru zbor. Pieptul nu au evoluat pentru zbor. Motivul pentru care dinozaurii și-au micșorat volumul ține de abundența de hrană și de vânat și de mediu, de ecosistem. Nu a fost cu scopul de a deveni pasăre. Dar când toate acestea au fost, toate aceste gene au existat și când s-au asociat, având în vedere că ADN-ul este ca un caleidoscop care tot timpul își schimbă mărgelele și configurația, a apărut o pasăre și această pasăre a avut un avantaj reproductiv fantastic, mai ales în condiții unor dezastre ecologice, cum au fost, și s-a diversificat, a ocupat diferite nișe și explozia păsărilor a fost a fost una dintre momentele cruciale în istoria vieții. Așa că este un studiu foarte interesant pe care îl recomand, pentru că falsifică unele dintre prejudecățile noastre legate de inteligență, design și evoluție și arată destul de clar că, într-adevăr, păsările se trag din dinozauri. De fapt, păsările sunt dinozauri. Dinozaurii s-au schimbat, păsările se schimbă, păsările au fost la început cu dinți și ghiare, încât se nasc atavisme cu dinți și ghiare. Păsările pot fi feroce ca un T-Rex, știm cu toții. Așadar, e un studiu interesant. Vreau să mă refer la studiu, la două descoperiri publicate recent de NASA. Una că apa din sistemul solar nu provine din sistemul solar, ci este mai veche decât Soarele. Acum, se știe acum cum se formează sistemele solare și cum s-a format sistemul solar. În jurul Soarelui a existat un disc nebular
Și acest Dignes Popular a avut gheață. Și gheața aceasta are câteva caracteristici. Mai întâi, gheața se face bulgăr, să zic așa, da? Deci particulele de gheață au tendința să se lipească una de alta prin forțe electromagnetice. Și formând primele corpuri solide, gravitația a atras alte particule în jurul lor și au început să se formeze primele corpuri din sistemul solar. Sistemul solar, știm toți că este un plan. Și acest plan sugerează forma nebuloasei originale. Dar lucrul interesant la gheață este că în particulele de gheață din sistemul solar există oxigen și hidrogen și fosfor și azot și fiind bombardate de radiații solare, aceste elemente intră în reacție și creează hidrocarburi și creează chiar structuri organice destul de complexe. Așa că avem comete în sistemul solar, în ultimul timp NASA a investigat comete în mod direct. Cometele conțin gheață și există gheață pe asteroizi și în comete, asta nu este niciun secret, și această gheață conține material organic. Și există o ipoteză care este foarte plauzibilă, anume că oceanul planetar, de fapt, provine din comete care au bombardat Pământul și apa de pe planetă provine în principal din comete sau din asteroizi de gheață care au căzut pe Pământ. Întrebarea este dacă această apă s-a format în sistemul solar sau este mai veche decât sistemul solar. Și bineînțeles că aceste particule de gheață care s-au format din sistemul solar sau s-au format mai vechi decât din sistemul solar, conțin material organic. Și asta ridică o întrebare cu privire la originea vieții. Răspunsul este că gheața din sistemul solar și din oceanele noastre este mai veche decât Soarele. Și cum se dovedește aceasta? În oceanele de pe planeta noastră există un atom de deuteriu cam la 1640 de atomi de hidrogen. Acum știm cu toții că deuteriu este un atom de hidrogen care are un proton și un neutron. E un izotop, deci. Și atunci când prezența deuteriului mai mare în apă se combină cu oxigenul și formează, în loc de H2O, formează D2O. Atunci avem apa grea, despre care știm cu toții la ce folosește. E bine, întrebarea este dacă apa grea din comete și procentul de deuteriu care este în oceane, procentul mic de apa grea care este pe Pământ, se putea forma, care este în mod natural, se putea forma în 5 miliarde de ani de la existența sistemului solar sau este mai vechi. Și lucrul acesta se poate dovedi, deuteriu fiind un izotop, se poate arăta dacă era timpul necesar ca să se formeze cantitatea de apă grea și deuteriu care există în sistemul solar sau nu era timp să se formeze. Și răspunsul este că nu era timp. Deci apa noastră este gheață care nu a fost formată în discul nebular care înconjura Soarele înainte de existența Pământului, ci s-a format în nebuloasa primordială, s-a făcut parte din nebuloasa primordială, care a existat înainte de formarea sistemului solar și în care s-a format sistemul solar. Ca atare, apa este mai veche decât Soarele și decât Pământul, bineînțeles, decât sistemul solar. Asta se ridică o altă întrebare, pentru că această gheață, așa cum am spus, vine cu particule organice. Pentru că, repet, ideea atomii de fosfor și azot și hidrogen și carbon care sunt prinși în aceste particule de gheață, fiind bombardați de radiații, formează legături și devin molecule organice. Și asta e o întrebare cu privire la originea vieții. Cum știți că întotdeauna când discut cu un creaționist, e greu să mai contrajă argumentele în favoarea evoluției, dar întotdeauna vine cu un red herring. Câte vreme nu poți veni cu o teorie despre apariția vieții, teoria evoluției nu stă în picioare. Este incompletă. Acesta și nu mai vor să audă. Devin dogmat și chiar nu mai vor să audă. E bine, este foarte interesant că ne apropie, a fost o întrebare. Pentru că oamenii caută și emit ipoteze și construiesc teorii
în timp ce creaționiștii spun asta nu poate fi cunoscut, alții încearcă să găsească, găsească și până la urmă găsesc răspunsuri. Și apoi creaționismul se mută pe altă creangă și vine cu altă, cu altă gaură în legile naturii. Anume, un alt studiu, recent, publicat recent, în luna aceasta, arată că s-a găsit izopropil cianid, cum s-a numit asta romesc, izopropil cianid. Asta romesc cianură de izopropil, da. La 27, într-o nebuloasă, la 27 de mii de ani lumină de pământ. În primul rând, uimitoare este tehnologia. Pentru că aici nu e vorba doar să faci analiza spectrală a luminii care trece prin nebuloasă, ci să captezi undele radio pe care le emit moleculele și atomii care sunt încărcați de radiația cosmică și emit mai departe unde de radio. Și pe baza acestui unde de radio să definești structura unei molecule organice. Este o chestie fantastică și nu înțeleg cum se face. Dar vă dați seama cât de departe am ajuns deja în investigarea Universului și este fascinant. Aș vrea să mai trăiesc 1000 de ani ca să văd mai multe. Și ce este interesant, deci această moleculă de cianid izopropil este o moleculă organică ramificată. Deci s-au găsit molecule organice în spațiul interstelar. S-a găsit molecule aromatice, cercuri de 6 atomi de carbon în cerc cu hidrogen legate de ele, care sunt mono sau sunt ciclice, sunt mai multe și mai departe, cum este, cred că benzina, mi se pare că este cam în felul acesta, trăiește o din amintirile de la chimie organică din liceu. Dar un lucru este sigur, că s-a găsit metanol. Deci s-au găsit structuri organice în spațiul interstelar care sunt lineare. Deci când spun lineare, înțeleg că, hai să ne aducem aminte de cunoștințele astea din liceu, cei care au făcut o facultate de medicină, o facultate de chimie, de biologie, nota 10, dar hai să mergem la cunoștințele din liceu. Ține minte că atomul de carbon are 4 catene și face lanțuri, se leagă lanțuri. Și pe baza aceasta se formează compuși organici, fiindcă de catene se agasă grupa OH, se agasă care formează o bază, da? Sau grupa un H, NH, care formează un acid, sau se agasă oxigen, se agasă fosfor, se agasă azot, se agasă alte substanțe și formează molecule complexe. Acum, ce este interesant, până acum toate aceste molecule au fost lineare, deci atomii sunt legați în linie și de atome de carbon, celelalte catene, trei catene rămân, se leagă cu alți atomi. Însă aceasta este ramificată. Deci avem în cazul acesta grupul un azot, un carbon și linear este legat cu un hidrogen. Iar acest hidrogen este apoi ramificat, este un carbon și trei atomi de hidrogen. Deci avem în total patru carbon, 7 hidrogen și 1 azot. Dar sunt ramificați, nu sunt în linie. Vă uitați pe Google, găsiți structura, nu trebuie să vă descriu eu. Dar este ramificată și dacă vă uitați la ea cu atenție, puteți să o comparați cu structura de bază unui aminacid. Observați că este suficient un atom de hidrogen să se lege de natriu și avem deja un aminoacid. Deci, astrobiologii spun că este un compus prebiotic. Nu este viață. Dar este unul dintre compușii care un pas mai departe duce la cărămizile din care formate viață, la aminoacizi. Și apoi acești aminoacizi se leagă în ei, între ei, prin legături chimice și formează proteine. Deci sunt cei 200 de aminoacizi esențiali care formează proteinele. Ideea că se pot forma în spațiu, s-au găsit deci în spațiu structuri, în spațiu interstelar, structuri chimice care sunt aproape aminoacizi. Mai trebuie un hidrogen și devine un aminoacid. Ne spune, având în vedere că mijloacele de investigare sunt destul de slabe, ne spune că e posibil să existe aminoacizi în spațiul interstelar.
Acum, nu e un secret. Să știe cei care urmăresc știrile din lumea științei că pe Pământ au căzut meteoriți care conțin aminoacizi și alte substanțe organice. Să știe că pe Enceladus, care este o lună a lui Saturn, și pe Titan, care este o lună a lui Jupiter, s-au detectat compuși organici complexi. În sistemul solar există aminoacizi și există compuși organici complexi. Întrebarea este posibil ca viața să fie apărut în spațiu? Da sau nu? Cert este că probabilitatea ca viața să apară în mod natural, fără intervenție naturală, a crescut foarte mult. Dincă unul dintre argumentele care aduc creaționiștii este că, din punct de vedere matematic, din punct de vedere al calculului probabilităților, este imposibil să apară o proteină în mod natural, în mod spontan. Știți că acesta este argumentul forte al creaționiștilor. Nu se poate să apară o proteină în mod accidental. Având în vedere că Universul este mare și de vechi, da? Orice e posibil. Dar acum știm că pot să apară în Univers aminoacizi în mod accidental, în mod natural, să zic așa, nu accidental. Și asta însemnează că pot să apară în Univers proteine în mod natural. Și există o teorie foarte interesantă pe care primul a enunțat-o Fred Hoyle. Fred Hoyle, care de altfel este autorul conceptului de principiu antropic. Deci să nu uităm, noi de multe ori creaționiștilor le place să aducă principiul antropic într-o discuție. Universul este reglat pentru viață, da. Universul este reglat pentru evoluția vieții în Univers și pentru apariția vieții în Univers. Asta înseamnă Universul reglat pentru viață. Fred Hoyle a elaborat principiul antropic, a făcut chiar și o predicție pe baza lui, care a fost demonstrată, deci o teorie falsificabilă, cu adevărat științifică, anume că nucleosinteza produce foarte mult carbon. În sol se produc foarte mult carbon și Universul abundă de carbon. Și nu se știa atunci, fiindcă nu se putea, nu eram încă de avansat analiza spectrală a Universului. Dar Hoyle a prezis că Universul este foarte bogat în carbon și că forțele fundamentale ale atomului sunt în așa fel reglate ca să producă foarte mult carbon. Și lucrul acesta a fost dovedit, da? Există foarte mult carbon în Univers, oxigen, hidrogen, fosfor, magneziu și așa mai departe, azot, dar acestea existând din abundență și mai ales carbon, în condiții, așa cum am spus, mai ales în gheață, care este apă și facilitează reacțiile și oxigen și hidrogen și bombardat fiind de radiații, reacțiile acestea se produc. Deci Fred Hoyle a venit cu teoria panspermiei, viața venit din spațiu. De când l-ați auzit pe Tyson la Cosmos, cu o teorie foarte interesantă, anume că doar ce stele merg haotic prin Univers, mai precis merg cum ar merge dacă ar fi într-o mașină de spălat și se învârtea, cel vârtej. Și ca atare străbat tot felul de nebuloase, că stelele pot să aducă material organic nebuloasă, care apoi devine mai complex și se lua de altă stea, în alt sistem solar, și așa se răspândește viața în tot sistemul solar, în toată galaxia. Și dacă nu viața, măcar bazele vieții, elementele prebiotice, cei 23 de aminoacizi esențiali, proteine și de acolo totul este chimie, da. Dar există o teorie și mai interesantă care aș vrea să o spun, anume cea lui, cred că Chanka se numește, un indian. A fost ucenicul lui Hoyle și are un crater pe una parte numele lui, cred, sau un asteroid, nu mai țin minte ce. Cert este că el are o teorie a panspermiei foarte interesantă. El crede că există ADN în Univers și ARN. Și el a calculat, a făcut un calcul ca cât, plecând de la viteza cu care se dublează mărimea ADN-ului în istoria vieții pe Pământ și considerând că cam odată la 100.000 de ani se dublează, a calculat că a fost nevoie de la apariția primei gene de vreo 14 miliarde de ani ca să avem prima celulă vie. Și el crede că există celule vii
în nebuloase. Dar noi nu le putem detecta la data aceasta, nu avem mijloace să le detectăm. Cert este că asta nu trebuie neapărat să fie un argument pentru ateism, cum unii ar vedea. Această dilemă atei sau evoluție, ateist sau abiogeneză este falsă. N-am nicio problemă dacă cineva e ateu. Dar ce vreau să arăt este că nu există o dilemă, o dilemă absolută între credința în Dumnezeu și conceptul de apariție a vieții și de evoluție. Și aș vrea să mă refer aici și la teoria de Chalten, care mi se pare foarte interesantă, anume că Universul tinde spre complexitate și spre viață. Și Teilhard vede în asta într-un paralogul studiului, deci am putea spune, combinând pe Teilhard și Chagra, că de acum 14 miliarde de ani a început întruparea Logosului și Isus este rezultatul acestei evoluții. O idee foarte interesantă, șocantă pentru creștinii tradiționali, dar să nu uităm lucrul că există teze și antiteze și sinteze noi și așa se dezvoltă gândirea și ideile și chiar dacă încercăm noi să apăsăm tare pe frână, cineva va merge înainte și va merge probabil fără noi. Dacă nu vrem să mergem și noi înainte. Orice idee trebuie luată în considerare, asta e valabil și pentru atei și pentru cei religioși. Trec peste aceasta, este interesant, este fascinant și aș vrea ca în fiecare săptămână să urmărim câteva știri de acestea. Vreau să trec la o altă știre care ține de lumea politico-religioasă și anume e vorba de ISIS și de Califatul Islamic. Bill Maher făcea pășcălie de Obama că a spus că ISIS nu reprezintă islamul și a zis probabil reprezintă islamul așa cum îl ține Obama, dar reprezintă islamul. Acum, ISIS nu este sarapale, da? Deci, vă scuzați, Maher nu este sarapale. Deci, Maher nu este un conservator evanghelic, value voter, anti-liberal, este un tip de stânga, un progresist. Și când o spune un progresist, parcă mușcă mai tare. N-aș vrea să discut acum relația între ISIS și Islam, ci aș vrea să discut un alt aspect. Este foarte clar că teza naivă a liberalilor, a studenților de college mai ales, multiculturalismul, care face un tabu din a critica Islamul și de a critica orice religie și alte culturi, nu funcționează. Dar întrebarea mea este, sunt acești multiculturaliști singurii vinovați? Pentru că multiculturalismul este una dintre dogmele naive și prostești ale timpului nostru. Există diferențe între cultură și cultură. Orice poate fi criticat, inclusiv religia, orice religie poate să fie criticată, inclusiv islamul. De exemplu, vreau să dau un exemplu ca să arăt cât de departe au mers în extrema stângă. Stângă e un fel de a spune. În extrema ideocratică, liberali. Când Ayaan Hirsi Ali, care a fost cea mai fermă luptătoare împotriva oprimării femeii în islam, împreună cu Van Gogh a făcut filmul Submission. Van Gogh a fost omorât, există o fatvă pe ea. De ani de zile femeia aceasta trece o permanentă primejdie. Este pusă pe lista de fatvă. Când va fi prinsă, va fi torturată și omorâtă. Și mai devreme sau mai târziu se va întâmpla probabil. Această femeie care este o luptătoare, care a fost crescută ca musulmană în Somalia, care a fost circumcisă în mod brutal la adolescență, care a fost într-o școală pentru femei. Cineva a publicat chiar un eseu pe Oxygen, Sora Aziza Shelley Knight. Vă amintiți de el, da? Citiți eseul și vedeți de ce e vorba. Deci a învățat la picioarele lui Sora Aziza, a fost o fundamentalistă. Această femeie care a fugit și a făcut o educație în Olanda, a devenit o campioană a drepturilor femei în islam. Este numită o fundamentalistă iluministă, o fundamentalistă seculară, o islamofobă. I s-a refuzat, a fost invitat să vorbească la o școală religioasă, la o școală evrească, la un college evresc. Studenții au demonstrat împotriva ei pentru că este
este o promovează ura împotriva altor culturi, ca și cum ea n-ar fi cultura islamică. A fost acum de curând invitată să vorbească la Harvard și este o personalitate, o persoană dintre cele care face istoria în timpul nostru, nu? Despre care se va vorbi pe 100 de ani. Și i s-a refuzat să vină acolo fiindcă e islamofobă și pentru că promovează ura față de islam și față de alte culturi. Asta dovedește cât de dogmatic am ajuns în acest multiculturalism. Ceea ce ne lipsește e un Churchill. Și de ce spun aceasta? Churchill a avut defectele lui. A fost un alcoolic, a avut mâine pline de sânge, da? El este cel care a avut ideea de a bombarda civilii în Germania, care au fost nevinovați. Au fost înșiși victime ale lui Hitler. Este cel care a inițiat Holocaustul din Hamburg și din Dresden. Ca militar a avut numai eșecuri, începând cu prima expediție în Rusia, în 1919, când a mâncat bătaia de la Trotsky și Stalin, și după aceea s-a întâlnit cu Stalin la Ialta. Apoi, toate inițiativele în al doilea război mondial militar au fost niște eșecuri. Dar totuși Churchill rămâne marele om al secolului 20. De ce? Churchill a văzut clar caracterul nihilist al nazismului. Și el a văzut foarte precis cu puterea de pătrundele a unui om, a unui aristocrat englez, care e echipat cu tot ce îi trebuie, și ca educație militară, și ca educație politică, și ca istorie, și ca filozofie, ca să înțeleagă bine ce e nazismul. Churchill, care inițial a simpatizat cu fascismul, fiindcă era anticomunist, cel mai anticomunist lider din timpul lui, care, mă rog, a fost un anticomunist, bineînțeles, și el însuși a fost un militarist. Churchill, din momentul când a înțeles natura nihilistă a nazismului, nu se știa nimic de Holocaust pe vremea aceea, să fie clar. Nu e vorba de antisemitism. Antisemitism era și în Italia și peste tot. Dar în momentul acela Churchill, sau de rasism, să zic, că Churchill însuși vorbește despre supraviețuirea rasei noastre și așa mai departe, și rasismul era puternic și în toată lumea anglosaxonă. Dar Churchill, când a înțeles natura nihilistă a nazismului, n-a mai acceptat niciun fel de compromis. A fost pentru război, a fost pentru război fără termeni de declarare a păcii. Deci, pentru supunere necondiționată a Germaniei, pe vremea când Anglia era aproape să fie bătută de Germania, Churchill a declarat că dacă Hitler nu este distrus, s-a terminat cu civilizația vestului și cu civilizația creștină și cu iluminismul, și că este o problemă a întregii omeniri, este o criză pentru întreaga omenire și trebuie neapărat ca fascismul să fie eradicat. E bine, acest tip de om de stat, toate defectele care a avut Churchill, că pot să îl compar cu Hitler, care era vegetarian și nu bea alcool și era un idealist, și pot să-i vezi toate defectele lui. Cu toate aceste defecte, Churchill a fost omul care un erou care, cu siguranță, că a salvat mult în istoria noastră. Acest tip de caracter ne lipsește astăzi. Însă nu de asta vreau să vorbesc. Vreau să spun că există, lăsând la o parte liberali și politicienii cu compromisele lor, există și un alt vinovat principal în Statele Unite pentru ridicarea lui ISIS. Și aceștia sunt conservatori evanghelici. De ce? De ani de zile s-a luptat pentru distrugerea granței între religie și stat. A fost mai întâi, în 1993, acel Religious Freedom Restoration Act, conform care a venit cu ideea că chiar dacă o lege nu este, este neordine din punct de vedere religios, să zic. Dar, într-un fel, incomodează religie. Religia aceea are dreptul la o excepție, da? Așa că ai dreptul să ții fața acoperită când legea spune că trebuie să ai fața descoperită când te identifici, sau când ți-ai lăsat pașaportul sau permisul de conducere. Ai dreptul să porți barbă în armată, ai dreptul să porți unia ta la școală, ai dreptul să, la orice fel de excepție, da? Să nu dai asigurare pentru anticoncepționale, mâine pe mine o să ai dreptul să nu dai asigurare pentru transfuzia de sânge și așa mai departe. Deci, această barbarizare a societății începe de la
de la aceasta era de care zidurile despărțire biserică și stat. Or, iluminismul are la bază ideea despărțirii între spațiul public și spațiul privat, separarea religiei de spațiul public. Sunt cei mai mulți evanghelici pe care cunosc, inclusiv Adventiști de ziua șaptea. Când au de ideea aceasta de a separa religia de spațiul public, lor se pare că nu se mai dă voie să predice Evanghelia, să facă lucrări misionare, că sunt persecutați și așa mai departe. Și foarte mulți politicieni cu dibăcie folosesc aceste prejudecăți și această isterie. Lucrul acesta a fost exist și în relațiile internaționale. Și astăzi suntem în situația că ne lovim de drepturi religioase de grup care n-ar trebui să existe nici în relațiile internaționale, nici în cele interne, și care au făcut imposibil să vorbești împotriva islamului ca religie. Dar cert este că sunt aspecte discutabile care trebuie discutate în islam, așa cum zice și în creștinism, și în iudaism, și în budism, și în orice religie, și dacă acestea nu sunt supuse unei conversații deschise, atunci rezultatele sunt cele pe care le vedem. Așa că eu personal îi consider pe conservatorii evanghelici din America principalii culpabili în această tendință care a început atunci când America s-a unit cu Mujahedinii din Afganistan, atunci când Vaticanul a devenit aliat cu America împotriva comunismului și așa mai departe, atunci când religia a fost văzută ca ajutorul de care avea nevoie politica conservatoare din America pentru agenda economică absolut nereligioasă care avea. Și mergând mai departe, suntem într-o situație și avem și noi ISIS-ul nostru în Biserica Adventistă. Pentru că exact aceleași modele de gândire care le văd la Califatul Arab, le văd la mini-califatele pe care încep să le facă unii dintre frații și surorile mele, unii prieteni pe care am avut, pe care i-am pierdut, care s-au lepădat de mine, care au început fuga la munți, copiii sunt izolați de societate, de orice expunere la cultură, la știință, la dilemele timpului nostru, trebuie să trăiască într-un lume alb și negru, fără dileme, există multe confuzii, multe dileme în timpul nostru, ne retragem, fugim de ele. Aceeași dogmatizarea unor aspecte culturale de îmbrăcăminte, de alimentație, de stereotipuri sociale, același anti-intelectualism, aceeași permanentă nevoie a unui dușman din afară ca să te definești pe tine. Și nu știu dacă ISIS este sau nu ortodox din punct de vedere islamic, nu e lucru la care mă pricep, dar știu sigur că din punct de vedere chiar al teologiei adventiste, aceștia sunt o extremă, pentru că țin de o anumită citire a Ellen White, care contrazice nu numai Biblia, și nu numai, dar și teologia adventistă tradițională. Deci avem fugă la munți, a fi cei 144.000, a fi ultima generație perfectă, a trăi doar pentru Hristos, a te despărți cu totul de lume. De acum vine sfârșitul, de acum ne izolăm. Veacul nostru în care trăim e prea plin de dileme, de confuzie, de primejdii, ne izolăm, ne despărțim. Adine foarte primejdioasă, care cred că a avut loc din motive similare cu cele pe care le-am spus despre cele legate de macro tendințele religioase manifestate în cazul islamului. Avem și noi mini tendințele noastre. Și în ce constă aceasta? Biserica a fost foarte preocupată să lupte împotriva științei, împotriva logicii. În America, mă întorc la scena politică largă, atât republicanii cât și democrații sunt împotriva logicii și rațiunii și a științei, atunci când le convine lor. Da. Și unii și alții citează știința că le convine lor. Dar, în general, ideologia și stereotipul și emoția sunt puse deasupra logicii și rațiunii. Nu avem război împotriva logicii și rațiunii și științei în biserică. În schimb, nu ne-am protejat flancul care vine din extremismul bigot, fundamentalist. Din potrivă, în acesta am văzut un ariat totdeauna. Și aceste cercuri au ajuns acum să controleze, de fapt, biserica. Și
Cred că trebuie să ne împotrivim acestui curent, pentru că este rău. Dar vreau să închei discuția aceasta despre știri și mega tendințe acum, ca să mă ocup de câteva întrebări care mi-au fost puse. Mai întâi vreau să pun punct pe ei puțin la problema Bibliei. Ceea ce susțin eu este, ceea ce vreau să susțin, este că Biblia nu trebuie adusă ca un tot la care trebuie să te supui, ca o dogmă. Niciun creștin nu este capabil să, sau puțin creștin sunt probabil capabil să construiască o teologie exhaustivă biblică. Sunt multe teologii biblice confesionale, cum Ibrian a spus bine. Și probabil că a spus că mulți teologi sunt de acord cu ce spun eu, fără să se lege de aspectul confesional al teologiei biblice. Dar eu aici am o problemă. Și care este problema aceasta? Pentru că credincioșul se spune aceasta este Biblia și datoria ta s-a ascuns de tot cuvântul lui Dumnezeu, de tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu ascultă tot ce spune Biblia. Pentru că sunt foarte multe lucruri care nu pot fi practicate, care sunt spuse în Biblie. Există o atitudine de bufet. Dar credinciosul de rând lasă biserica să hotărească bufetul, să hotărească care e meniul, ce lasă la bar și ce ia la masă. E bine, eu susțin că individul are dreptul să facă aceasta. Și merg până acolo încât cred că individul are dreptul, nu să rescrie canonul. Asta e o chestie care nu se va mai reveni asupra ei. Ceea ce am spus de Luther a fost doar ca să arăt că canonul n-a fost chiar așa bătând cu ei, cum mi se pare nouă că ne-a venit. Sau cum ne-a venit nouă. Dar cred că credinciosul are trebuit să hotărască ce carte este relevantă pentru ce carte nu este relevantă. E bine să studie pe toate. Dar în ultima instanță sunt un protestant radical și accept dreptul credinciosului de a decide ce anume vrea să ia din Biblie și cum să înțeleagă. Pare asta o erezie. Cum, frate, trebuie să iei tot, uite. Și vine unul că îți pune baticul pe cap, altul să-ți pune pumnul în gură și fiecare pune ce vrea, altul spune să o ia pe masă, altul spune carne pe masă, unul spune paharul de vin pe masă, că Biblia nu spune să nu bei vin, altul ți-l ia și așa mai departe. Este răspunderea individului în ultima instanță. Asta este. Acolo vreau să ajung. Da? Și ne vom ocupa săptămâna asta de problema istoriei Vechiului Testament. Arheologie, istorie, mituri, evenimente reale, cum trebuie să le privim și așa mai departe. Sau ce putem privi și o să vin și eu cu o teză personală cu privire la viziunea Enochiană a Vechiului Testament. Dar, lăsând așa la parte, vreau să pun la o întrebare care mi s-a pus, anume. A fost o întrebare bine intenționată, care a venit, sau o sugestie bine intenționată, care a venit într-o conversație între doi bloggeri. Nu trebuie neapărat să dau numele. Deci, întrebarea este, prima întrebare este, de ce n-am spus anumite care spun acum, înainte de a nu mai fi pe statul de plată al conferinței. Deci câte vreme am primit un cec de la conferință, de ce n-am spus anumite lucruri care le spun acum? Altă întrebare, sau dacă n-a fost o întrebare, a fost măcar o sugestie, este că n-ar fi trebuit să spun niciodată nimic împotriva conferinței. Deci, de ce am spus anumite lucruri care nu trebuia să le spun? Pentru că ar fi fost bine să păstrez geabul și să încerc să oarecum să reformez acum de se poate reforma. Aș vrea să dau un răspuns foarte clar la aceasta. Eu nu am fost în situația să fiu dat afară pentru că apoi să vorbesc anumite lucruri, ci mai degrabă, sau mai să fiu mai clar, eu nu am fost, nu mi se, n-am fost niciodată dat afară, deci n-am fost fired, ca să vă spun termenul, am fost let down, nu fired, da? Deci, în românește, am fost restructurat. Nu știu dacă mi-a fost și termenul ăsta în România. Era pe vremea comunismului. Nu am fost dat afară, nu s-a desfăcut contractul de muncă, să zic așa. Ca să folosesc jargonul românesc. Eu n-am fost pus în situația aceasta. Deci, nu a fost vorba că m-au dat afară
din cauza că a vorbit ceva rău despre conferință și probabil ce o să vorbesc și mai mult de rău conferința. Sau structura bisericii. N-a vorbit de rău conferința prea mult, spun eu. N-a vorbit mai mult decât am văzut și în România. Dar și în România era moral sarcastic și mușcător cu privire la colegii mei din conducere. Dar, în general, am fost loial structurii de conducere după lege, după regulă. Opinia e opinie. Ceea ce vreau să spun este că, de fapt, conferința a făcut încercări consistente de a mă păstra și de a nu pleca. Și singurul lucru care mi s-a cerut a fost să renunț la opiniile pe care le vehicula în public cu privire la teoria evoluției. Deci tot ce mi s-a cerut a fost să îmi schimb vederile în privința aceasta și promisiunea a fost că după ce aceasta se rezolvă, voi avea iarăși salariul plin. Lucru care nu strica deloc la situația în care eram, salariul plin, asigurare și toate celelalte beneficii ale unui pastor plin. Bun, eu am ales să fiu dat afară, am știut că voi fi dat afară și am mers conștient în direcția aceasta. Și acum s-ar putea duce aici o acuză și să zic, dar cine te crezi? Te crezi erou? Te crezi omul destinului? Te crezi Galileo cu Inchiziția? Nici măcar Galileo n-a fost până acolo. Adică tu te crezi mare reformator? Până la urmă ai o familie, ai un geam, dar ce vrei? Da, știu că a fost un risc. Și vă spun sincer că mă gândeam că voi ajunge să lucrez la un McDonald's. Nu că mi-e lene să lucrez în construcții la un român, dar în general prefer să lucrez la McDonald's sau la o altă muncă, am lucrat și în construcții, dar am motivele mele. Și unul dintre motive este că uneori, nu mă refer la prietenii mei de aici din Chicago, dar de multe ori când lucram la câte unul dintre frații mei la construcții pe schelă, găsea prilejul să mă reeduce, că considera că nu gândesc destul de bine. Însă, asta e alt aspect. Cert este că mi-am luat niște riscuri. Mi-am asumat niște riscuri care uneori m-au făcut să tremur. Gândindu-mă la ziua de mâine, aici în America. Dar mi le-am asumat. De ce? Probabil că sunt o natură mai irresponsabilă, probabil că am fixurile mele. Nu vreau să spun că sunt un tip curajos și prea idealist, dar cert este că, reducând la termenul esențial problema, mi s-a cerut să mint. Și înțeleg că trebuie să protejezi instituția la care să lucrezi. Să nu spui anumite secrete, asta e normal. Să nu arăți anumite puncte slabe tuturor. Dar în cazul acesta este o minciună deschisă, ridicată la nivel de doctrină, considerată că este principiul de mântuire, că cel care nu crede că pământul e de 6.000 de ani și a fost făcut în 6 zile tot universul sau tot pământul nu știu ce, ăla și-a pregătit mântuirea, că trebuie să se roage și dacă nu gândește așa să fie dat afară. Deci, este o problemă etică. Și dacă am ales partea adevărului, am făcut-o, nu mă consider un erou aici, poate că sunt prea irresponsabil, prea taxist, dar am făcut-o știind că îmi voi pierde geaba. Nu am mi-a pierdut geaba fiindcă critica biserica. Și nici nu s-a întâmplat să-mi pierd geabul ca după aceea să critic biserica, pentru că știu că voi pierde geabul. Și diferența este că, din punct de vedere etic, nu mă consider dator să mint cu privire la teologie. Atunci când am intrat în pastorație, am făcut un jurământ că voi prezenta adevărul. Și înțeleg că atunci când descoperi un adevăr care nu cunosc cu teologia bisericii tale, e bine să vorbești cu ei. Dar sunt lucruri esențiale și mai puțin esențiale. Aici este o problemă de care depinde credibilitatea noastră, viitorul nostru, o problemă în care suntem mințiți, în care suntem excrocați, în care mințim. Așa că am preferat să spun adevărul și dacă există o contradicție între teoria evoluției și teologia noastră, atunci trebuie să ne schimbăm teologia. Principiul fundamental al Evangheliei rămâne în picioare, chiar dacă schimb teologia. Însă, care este situația? Am vorbit anumite lucruri despre anumite probleme despre biserică, puțin mai direct, pentru că nu mă mai simt obligat, ne primit un cec de la conferință, să tac cu privire la anumite lucruri despre cu privire la care înainte mă consideram obligat să tac. Însă acestea nu sunt în niciun caz esențiale. Faptul că suntem, cum s-a spus, mulți și tunși, este un adevăr pe care îl știm cu toții,
ține de un anumit cinism al timpului nostru, în care oamenii profită unii de alții. Nu este. Dar ceea ce vreau să spun este că personal nu intenționez să părăsesc biserica și nici n-am intenționat niciodată. A fost presiuni făcute asupra mea să mă declar ateu și să mă declar împotriva bisericii, în mod deschis. Și mi-am dat seama că aceste presiuni vin de undeva, mi-a fost înțeles și capcane în privința aceasta, nu mai vreau să vorbesc despre că se spune că sunt paranoic. Mi-am dat seama de unde vin aceste capcane. Acestea au fost făcute. Și sunt alți prieteni mei care au fost în această situație și unii au fost împinși acolo unde au vrut să se împingă. Acestea au fost făcute tocmai pentru ca în biserică să nu existe voci de opoziție, să nu existe o antiteză. Ca orice antiteză vine afară a bisericii. Să fie o prăpastie între cele două. Pentru ca să existe fundamentalism sau, dacă vreți, ateism sau respingerea totală a creștinismului sau a unei confesiuni, dar să nu fie un progres în înțelegerea lumii și un progres în gândirea teologică înăuntru acelei biserici. Și din cauza asta, eu prefer să rămân și cred în această biserică. Acum fac o paranteză. Vreau să vă spun că, sincer, am crezut că după ce voi fi dat afară și am așteptat asta să se întâmple de vreo câțiva de zile și am mers în direcția aceasta, în mod deliberat. Biserica a făcut eforturi mari ca să mă facă să nu ajung acolo și pe la urmă nici m-au dat afară pentru erezie, cum i-aș fi dorit, ca să fiu sincer. Și mi-au spus că nu mai au bani. Aici a fost un punct ratat de mine, aș vrea să fiu dat afară pentru o idee ca să apoi să mă pot apăra. Dar am fost lăsat la o parte fiindcă n-am mai fost bani și asta e un lucru care nu mi-a convenit deloc, dar asta este. Însă, mergând în direcția asta și biserica făcând eforturi mari ca să mă facă să schimb poziția formal, bineînțeles, că nimeni nu crede ce spune, pentru ca să mă pensionez și eu ca un om liniștit și așa mai departe, m-am gândit că după ce voi fi dat afară, nu voi mai putea să activez așa cum activez acum în postura în care sunt, ci va trebui să suport stresul de care în general sunt scotiți pastorii, trebuie să recunoaștem. Și chiar dacă nu cu banii pe care au pastorii pentru aceasta. Însă vreau să mulțumesc și bisericii din Chicago care a fost lângă mine în privința asta, mai ales Vector Society și celor din diaspora și din America care au făcut donații. Și nu vreau acum să spun pe nume nimănui, dar unii știu că au făcut din foarte puțin și au dat din foarte puțin, care m-au ajutat să-mi plătesc bilurile, să-mi plătesc internetul, să-mi plătesc curentul, să-mi plătesc benzina, să mănânc. Și deși vă spun sincer că mă tot uit după un job și mă gândesc să încep să lucrez undeva, am tot amânat aceasta și va trebui să fac până la urmă, ca să am zis câte vreme am timp, prefer să ne dedic timpul să scriu o carte, să studiez, să țin emisiuni și așa mai departe. Însă, asta a fost opțiunea mea și mulțumesc celor care m-au înțeles. O altă problemă care, cu privire la care am fost întrebat și vreau să răspund acum, nu este relația cu biserica, ci relația cu crezul fundamental al adventiștilor a doua venire. Afirmația care am făcut-o că a doua venire este ceva, o curbă asimptotică, sau este o secantă care intersectează istoria. Argumentul lor a fost, dacă prima venire a fost o secantă, a doua venire trebuie să fie tot o secantă, sau, mă rog, deci o curbă este o funcție eliptică. Cum se zice? Da și nu. Răspunsul care vreau să-l sugerez este, rămâne în domeniul geometriei. Asta am scris și pe blog. Asta care vreau să sugerez este că, de fapt, universul e altfel decât gândim noi. Și vreau să fac aici un mic comentariu despre Apocalipsa. Ce este Apocalipsa? Și în cer s-a arătat un semn. Da, ce înseamnă în cer s-a arătat un semn? Uriah Smith are un splendid comentariu. Și mi-a spus că a ascultat prezentarea mea de la Loma Linda, cred că a fost făcută în 2002, nu în 2006. Dar a fost pe bază lui Uriah Smith. Și am vrut să arăt poziția lui Uriah Smith vis-a-vis de superficialitatea cu care a interpretat astăzi Apocalipsul,
și e caracterul ieftin al interpretărilor prezente, pentru că e un punct de la care trebuie să plecăm ca să regândim Apocalipsa. Așadar, Uriah Smith spune foarte clar că în sens arătat însemnează că este o proiecție pe cer. Asta e o idee foarte interesantă. Deci, în cazul Apocalipsei, spune Uriah Smith, interpretul nostru standard, care stă la bază mare lupte. În cazul Apocalipsei nu avem o viziune în cer sau viziune cosmică, ci avem o proiecție pe firament, pe cer. Avem un film. Asta este o idee filozofică foarte importantă. De ce? Pentru că întrebarea este în ce fel de spațiu e făcută această proiecție. Și când spun ce fel de spațiu, înțeleg în ce fel de spațiu-timp. Pentru că spațiul în univers nu este euclidian și nici timpul nu este euclidian. Dacă mergem la fizica cuantică, spațiul și timpul nici pare că nici măcar nu există. Particulele cuantice se pare că ignoră total legile geometriei. Și noi înșine trebuie să ne descurcăm logile geometriilor. Când am prezentat acest model geometric al celei de-a doua veniri, înțeleg că Apocalipsa este scrisă ca ceva fantastic, ca o alegorie, dar o putem reinterpreta în timpul nostru. Dacă este ceva cosmic, în sensul unei viziuni moderne despre cosmos, și în această viziune un eveniment care are loc nu are loc în același timp. Da? Un eveniment nu este altceva decât o probabilitate între alte probabilități. Vreau ca să, dacă vi se pare că încep să vă iau prin arătură și că lucrurile devin prea vagi, așa este. Dar așa trebuie să gândim. În ultima instanță, filmul Matrix, așa film cum este, orice producție de Hollywood, ridică niște întrebări interesante despre natura existenței. Și când vorbim de Apocalipsa, probabil că trebuie să vorbim și de un Matrix. Ca atare, fără să încerc să spun că a doua venire nu va avea loc, cu siguranță nu va avea loc așa cum așteptăm noi. Cum nici prima venire n-a avut loc așa cum așteptat iudeii. Dar mai ales când spun de curba asimptotică, mă refer la aspectul existențial, adică cel al experienței trăite de noi. Experiența celei de-a doua veniri nu o vom trăi niciodată în viața aceasta. Mă refer celor care o cred în ea. Înțeleg că sunt niște sceptici care deja au renunțat la tot pachetul. Bun, îi respect și nu îi acuz, pentru că noi, cei din partea asta, le-am dat destule motive să o facă. Și mă mir că încă mai stau de vorbă cu noi. Dar vorbind din punctul de vedere al ortodoxiei, ideea este că indiferent de natura evenimentului în istorie, noi, ca existență, nu vom experimenta niciodată în viața aceasta. O, vom fi în viață. Aia nu va mai fi viața aceasta, oricum. Hello. Da. Nu vom trăi în acest univers. Asta este ideea. Și nu vreau acum să fac o speculație pseudo-științifico-filozofică cu fizică cuantică și universul alternativ și așa mai departe. Dar dacă crede cineva în mod real la a doua venire, eu îi sugerez că evenimentul nu va avea loc în acest univers, ci într-un univers alternativ. Deci, în această viață, evenimentul este pur asimptotic. Este ceva ce reclamă o continuă apropiere și o continuă transformare lăuntrică. Vă recomand, dacă aveți timp, predica care am ținut o sâmbătă la Prea Petru Cer despre a doua venire. Important este transformarea lăuntrică. Îmi place foarte mult expresia lui Peter Sloterdijk în americanește. Mi sperie cuvântul, mai ales pare în urmă. Îmi place ideea de provocarea verticalității. Ceea ce ne lipsește, ceea ce a adus escatologia și apocaliptica la timpul ei, chiar și la 1844 sau după, a fost o provocare a verticalității, pe care eu, de fapt, propun că trebuie să o împărțișăm. Vă mulțumesc, mă duc și la culcare, vă doresc o săptămână bună, mâine să vom continua studiul despre Biblie. Să vă recomand încă o dată, folosesc timpul, cartea pe care voi încerca să o scot cât de curând, Monotheism,
este un denunț al religiei, al tuturor bisericilor și denominațiilor din timpul nostru, dar în principiu se axează și pe un studiu serios despre problema zecimii și a închinării la Pan, Evanghelia prosperității și așa mai departe. Cei care aveți interes pentru ea, mă rog, vă recomand, fiindcă este a mea în primul rând, bineînțeles, dar cred că sunt câteva idei care merită discutate acolo. Vă mulțumesc pentru atenția acordată în această seară, noapte, dimineață, nu știu ce la dumneavoastră. Vă spun la revedere, sper să ne vedem cam în circa 24 de ore. La revedere și noapte bună!